Peste 250 de persoane în căutarea unui loc de muncă au luat parte la cele 3 seminarii ale proiectului Regis, unde au primit informații despre piața muncii și au luat parte la ateliere de lucru. Din cei înscriși vor fi selectate 150 de persoane care vor putea beneficia de programul gratuit de consiliere individuală, programul gratuit de cursuri de formare profesională autorizat și asistență specializată pentru demararea unei afaceri. Mă bucur să văd, după cum vedeți și dumneavoastră, că e foarte multă lume astăzi. Asta înseamnă că deja a început să lumea să afle, da, despre ceea ce facem noi în cadrul acestui proiect și ne bucură foarte mult lucrul ăsta, pentru că ăsta a fost primul pas important, aceste 3 conferințe de lansare, care să informeze oamenii cu privire la oportunitatea de a se înscrie în proiectul Regis, pentru ca ulterior să beneficieze de toate activitățile care fac parte din acest proiect. Acest proiect Regis, în practic, a debutat cu ceva timp în urmă, încă de la începutul anului, când noi am început toată partea aceea de analiză. Acum, practic, prezentăm analiza și surprindem reacția foarte interesată, atât a angajatorilor, cât și a participanților. Sunt lucruri noi pe care nu le știau poate despre județul dumnealor, despre perspectivele de angajare. Programul gratuit de consiliere va fi realizat individual și va consta în dezvoltarea unor instrumente de informare și consiliere profesională. Proiectul Regis va continua cu programul gratuit de cursuri de formare profesională autorizat competențe antreprenoriale, în urma căruia cel puțin jumătate dintre participanți vor primi certificate recunoscute CNFPA. Asta este al treilea seminar care a avut loc, cele trei au avut loc în decursul a 2 săptămâni, după care urmează mai în toamnă perioade de pregătire a șomerilor, care probabil că se vor ține la Camera de Comerț, unde trainerii din București le vor preda o serie întreagă de chestiuni importante pentru dumnealor în modul face-to-face. O părere bună și sper că proiectul să fie o reușită la final, pentru că am spus că îl salut, este de bun augur pentru județul Dâmbovița și ați văzut că treptat, la primul seminar au venit mai puțin, la al doilea mai mulți, iar astăzi, într-adevăr, sunt exact oameni din grupul țintă de care are nevoie proiectul pentru a atinge scop. În plus, cei care au avut cele mai bune 10 idei de afaceri vor primi asistență specializată pentru demararea unui business. Suntem deschiși să vedem ce anume reprezintă acest proiect și să vedem cum putem să ne implicăm noi în acest aspect. Un proiect interesant și acțiunile, rezultatul acțiunii acestui proiect presupun că o să se vadă chiar în cursul acestei veri sau spre toamnă. Un proiect benefic pentru noi toți. De ce? Putem afla informații noi despre piața muncii, putem afla cum ne putem dezvolta competențele profesionale, foarte multe lucruri bune se pot întâmpla. Proiectul Regis se va încheia prin organizarea a 2 burse de locuri de muncă în Târgoviște. Proiectul Regis, măsuri active de ocupare a forței de muncă, este organizat de compania Focus Plus, având ca parteneri Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, compania Decon Business Solutions și compania United Marketing. Proiectul Regis este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.